Marius Lupu, de 21 de ani, și vărul său Ionuț Marian Lupu, de 27 de ani, au omorât în bătaie un bărbat din Jariștean. Evenimentul s-a petrecut în weekend și a îngrozit un oraș întreg. Tânărul de 21 de ani s-a înfuriat când Ionel Ignatie a restituit un CD deteriorat. A urmat o bătaie care l-a lăsat pe bărbat fără suflare. Cei doi verzi, spun anchetatorii, au dat dovadă de o cruzime de neimaginat. Pe numele lor au fost emise mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile, ei fiind duși în centrul de reținere și arest preventiv din cadrul IPJ Vrancea. După ce Marius Lupu a ieșit de la audieri, era zâmbitor și nu părea să aibă mustrări de conștiință. L-ați bătut pe omul acela? Nu l-am bătut. Nu l-ați bătut? Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nimic. Nimic? Nimic. Femeia care a fost martoră la omor și care ar fi concubina tatălui lui Marius a povestit tot ce s-a întâmplat. Viorica spune că a fost obligată să-l schimbe de haine pe bărbatul decedat, după care Marius i-a rupt hainele de pe ea și a amenințat-o cu moartea, dacă nu le va spune anchetatorilor că de fapt aceștia au salvat-o din ghearele celui care ar fi vrut să abuzeze de ea. S-a fost aici până la un vecin, a luat, i-a dus puțină benzină, s-a scutat lanțul de la drujbă și atunci a venit cu persoana respectivă, a venit la noi în casă acolo. A băut o cană de bere și după aia l-a luat la bătaie. Cu decedatul? Sub ce motiv? A zis că l-a amenințat cu hârlețul. Pe mine acum 4 zile în urmă m-a bătut rău și pe mine și pe fată. Și a venit poliția și omul să ajute, să-l scăpe de acolo cu poliția, să nu mai țâpe și ăstea. A venit cu hârlețul ca să apere și el cu ceva, dar n-a dat, nu nimica. Și i-a spus că l-a amenințat cu hârlețul și de asta s-a enervat. Și ei cum l-au bătut? Ce l-au bătut? Picioarele, cu pomii, cu toporul, cu mai multe. Nu vreau, nici nu vreau să mai aduc aminte. L-au torturat, nu? Da, în fața mea l-au omorât. S-au lovit și pe dumneavoastră? Puțin. Să vede că aveți... Da, și pe corpul. Și omul și-a dat sufletul și l-ați văzut cum a murit în fața dumneavoastră? În fața mea, da. Și după aia mort, cum era, m-a pus să-l îmbrac. A aruncat apă pe el, oțet. V-au pus să-l îmbrăcați? De da, ce? Da. Ca să sceneze? Păi da, asta, că mi-a rupt și mie tricou, a zis că a tras de mine, dar nu este adevărat. I-a rupt hainele după el și era dezbrăcat de tot, că nu vine salvarea să nu-l găsesc așa. A zis că era pe râpă, că l-a adus în casă, dar nu a fost nimic adevărat. Au vrut să păcălească polițiști? Da. Oamenii care locuiesc în zonă sunt îngroziți de cele întâmplate. Bătăi, cu furcă, cu topoare. Puteți să întrebați și pe Harabagiu. Da. Ai mai bătut și pe alții? Ia, pe Harabagiu, cu ăla. Dar de la ce se ia? La mine a venit cu ăla la poartă, m-a înjurat, m-a pus tot felul. Câte și câte și câte. Da, este la mine. Riscă închisoare acum. Pe mine nu mă interesează. Au mai fost la închisoare? El a mai fost, da. Marul s-a mai fost, da. A, deci recidivist. Da. Tot pentru de-astea? Nu, pentru furt. Tâlhărie, furt, nu știu. Clientul meu, Lupu Ionuț Marian, a fost reținut pentru comiterea infracțiunii de omor, faptul prevăzută și pedepsă de articolul 188 cod penal. Pedeapsa, riscă o pedeapsă de la 10 la 20 de ani pentru că împreună cu vărul dânsului ar fi agresat partea vătămată. În urma acestei agresiuni a intervenit decesul victimei. Susținut că ar fi lovit partea vătămată de două ori. Atât cel care a continuat agresiunea a fost vărul dânsului și practic decesul a survenit în urma loviturilor celui de-al doilea inculpat. Și anchetatorii sunt, la rândul lor, îngroziți de cele descoperite. Victima, Ionel Ignat, avea aproape toate organele interne rupte, semn că a fost bătut fără milă până și-a dat ultima suflare. Cei doi suspecți urmează a fi propuși tribunalului Vrancea, judecătorului de drepturi și libertăți, în vederea luării măsurii arestării preventive. Urmează a se efectua verificări și pe parcursul cercetărilor vă putem da mai multe detalii. Împotriva celor doi veri s-a început urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor. Cei doi au ajuns în centrul de reținere și arest preventiv al IPJ Vrancea. Pentru fapta lor, Marius Lupu și vărul său Ionuț Marian Lupu riscă o pedeapsă cuprinsă între 10 și 20 de ani de închisoare.